Acum filmez într-unul din compartimentele în care sunt găzduiți porumbei din lotul de zbor, aparținând maestrului Columbofil, domnul Tița Mihai din Voinești, din Bovița. Vă salutăm, maestre. Ce faceți? Ce să fac? Uite... E la foc continuu acum. Toate compartimentele le-ați așezat pe box, așa să zic, nu? Pe perechi. E de muncă acum. De muncă? A fost de muncă, s-au așezat un pic pe cuiburi, că sunt vreo 60 și ceva de cupluri. Aici sunt 36. Numai la zburători aveți 60 ceva de cupluri, da, nu? Aici sunt în compartimentele astea două, sunt 35 de cupluri, de 70. Și în spatele nostru, acolo, mai sunt încă 40 și ceva de porumbei. Pentru că anul trecut a fost situația care a fost, n-am putut să zbor ce vreau eu să zbor și au rămas vreo 70-80 de pui și vreo 40 ceva de adulți. A fost foarte greu să-i așez pe boxe, încă nu i-am amestecat toate trei compartimente, zilele astea mai are o zi, două, să mai au un cuplu, două, și după aceea le dau drumul și de luni încolo sper să iasă și pe afară. Perechile aici la zbor cum le-ați făcut? I-ați lăsat la liber sau le-ați făcut noastră? Nu le-am făcut la liber, nu. I-am făcut în primul rând ce am mai avut cuci, că am și câțiva cuci, după câte se vede aici. Da. Așa. I-am făcut pe roșii, argintii, cât am putut. Da. Și să zic, să mai țin cont așa de ei, de cuplu, să nu fie neamul. Nu am niciun... Nu i-ați lăsat incesturi și astea foarte... Nu. Sunt făcuți chiar aici 35 de cupluri, sunt făcute 1 și 1, adică speciale. Eu, în general, am zburat foarte mulți porumbei din lotul de zbor, de ce să nu spun. Și rezultatele au fost bunicele, adică nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut, fac norme la categorii de peste, și concursuri de peste 1000 de kilometri. Cred că am făcut o grămadă de norme, da? Dintre care vreo 4-5 porumbei trebuie să îi duc în expoziție, nu i-am dus, i-am pe aici. Uite, un roșu cup. O roșie care e tot cu... Deci asta e perechea? Nu, e perechea. Această femeie e din altă parte. Dar vezi că la mine atât de mult seamănă boxele, că se duc dintr-un într-altul. E o femeie deosebită. Stai să filmez și aici puțin. Ați avut probleme cu ei să se ia, să bată, să... Să mai bat, că unii nu vor să împerecheze unul cu altul și trebuie să îi lași. Da. Dacă vezi că îi sparge capul, uite, am unul aici cu o femeie, capul spart, a fost în altă parte. Abia acum s-a racat, s-a luat cu un cuc, un porumbel care a zburat două severdonețuri anul trecut. Masculul care cheamă, nu? Da. Deci a făcut anul trecut două severdonețuri, da? Da, două la un an de zile. Super. Da. Și tot cu caz, vădăt? Da. Uite, încă un porumbel care a pierdut locul de extrem maraton pentru că a venit, a clasat la primul Severdonez la un an de zile și l-am băgat și la Severdonez 2, pe el și încă 4, au venit toți 4 acasă și la Severdonez 2 și a trebuit să bag și la club și am descărcat la club un concurs și când a fost să mă duc la Andrei Maru să descarc și pe al doilea, n-am putut să mai descarc pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu ceasul și păcat de el la un an de zile. Da, e singurul iarnic venit pe toată zona cu care am zburat noi la Severdonez, la un an de zile. Super. Se maturizează foarte devreme porumbei din asta, adică dacă vă permiteți la un an de zile să zburați cât 1000, cât aveți? 1100. Da. E mare lucru. Adică nu e la îndemână. Da, gândește că anul ăsta o să bag la derbiul de pui, la derbiul național la Severdonez, care e derbiul Uniunii, o să bag cel puțin 40 de pui de un an de zile. Pentru că anul trecut am rămas cu 40 și ceva de adulți, toți zburați 900, 1000 și ceva de kilometri și la 110, cât îi scot eu afară, cât îi rămâne până la îmbarcare. Mai ia? Să mai agăța uliu de ei? Să mai agăța și uliu, să mai pierd, să mai lovesc de sârme, să mai... Da. Eu am încercat să-i fac pe culori și pe, ca și la matcă și pe... Aveți aici doi masculi sau ce sunt? Unde? Ăștia pe roșu aici frumoși. Da, nu, sunt pereche.
E un mascul cu o femeie. Nu, acolo și de a, și e o albă, e da. O, un fel de așa, din doi argintii. O argintie foarte deschisă la da. Culoare. Da, e o albă, pot să zic. Sunt în, ea, îți spun sincer, ea e din doi cuci, ea, și el din doi roșii. Scos, da. Da. Sunt mulți. Porumbei tineri ăștia, nu? Da, ăștia sunt tineri. Sunt vreo 70 de tineri și restul, până la 110, sunt... Și mai aveți unul aici, două boxe mai jos, sunt rude între ei? Da. Care da. Seamănă cei la culoare? Cei doi, da. E masculul și femeia, fraz de cuib. De da. Doi roșii. Aici am un mascul din locul nou național, din argintivul meu, mascul. E din fiul argintiu. Foarte frumos. Cu o pereche tot roșie, femelă roșie, numai să vedem ce pui o da. Uite, perechea lui. Și cred că o să dea balbaștri, o să dea, dar doi roșii nu o să-mi dea. Poate unul da, un roșu sau un argintiu. Stați bine. Stați bine, păsările arată excelent. Da, da, acum ei au fost auat și de câteva zile mai sunt două, trei cupuri care vor că trebuie să o au mai, s-au mai tras un pic acum și aștept să liniștească un pic pe boxe și pe urmă o să iasă afară și mai ne întâlnim pe 5 august când se termină. După ultimul Severodonez, nu? Da, după ultimul Severodonez. Ai văzut că erau trei pe lista da. De start. Câte perechi de ăștia de la pe zburătorii lăsați să scoată câte o singură pereche? Da, o singură pereche și fiecare câte un pui să crească și în momentul în care s-a făcut puișorul măricel, i-am despărțit și să mai văd la toamnă, care mai sunt acasă, da. Care au făcut performanță și mai intră în cupluri după 10 august. Și mai lăsați să mai reproduc o dată, nu? Dacă e, atunci să vedem. Uite, un super porumbel care a zburat și Polonia și Ucraina la un an de zile. E porumbelul care ți-am spus că era cu unul dintre cele mai bune performanțe făcute. Da, decât că m-am îmbarcat unde nu trebuia și am zburat cu plăci. Da, da. Și pereche cu o femelă care a avut loc întâi pe toată zona la derbiu de pui ca în 2017. Zburată și a Severodonez. Aveți marfă aici în glumă. E. Am spus să ne vedem după ce se termină zborul, atunci să-i prezentăm, să spunem, uite, ăsta a făcut da, performanță, ăsta a făcut performanță. Așa e. Dar gândește că aici sunt 40 de porumbei care au zborat 900, 1000, 1100 de kilometri. Deci nu e porumbel adult la mine să nu zboare între 900 și 1000 de kilometri. Așa e. Și cei de un an, anul ăsta, la același lucru vă face. Până la blană mergeți cu ei, da, nu? Da. Nu iertați nimic? Nu. Frumos. Într-adevăr. Aici sunt fiii lui 24. Sunt nepoți, da, e și un nepot din campionul lui Bebe, mai e, da, dincolo și afară de cei 70 ceva care sunt aici, mai e un compartiment de vreo 40. Sunteți amabil să ne permite să filmăm și acolo? Dacă poți să poate continua, că trebuie să intrăm așa. Sigur că da, mergem și acolo. Sunt tot aceiași porumbei. Sunt aceiași porumbei. Asta-i filmăm când o face performanță pe toți. Când o face performanță.